Cei 21 de consilieri locali sunt convocați în ședința ordinară de astăzi, 17 noiembrie, de la orele 13, când sunt supuse dezbaterii și aprobării 11 proiecte de hotărâre extrem de importante pentru acest sfârșit de an calendaristic. Unul dintre proiecte supune atenției consilierilor locali, proiectul vizând reducerea impozitului pentru locuința de domiciliu în cazul unor romașcani lipsiți de posibilități materiale. În aceeași ședință ordinară, consilierii vor vota impozitele și taxele locale pe care romașcanii le vor plăti în anul 2017. Legat de acest proiect de hotărâre, consilierii locali vor stabili și zonarea fiscală în funcție de care romașcanii urmează a plăti impozitele și taxele locale în anul care începe. Se va aproba și inventarul parțial al terenurilor din municipiu. Un alt proiect supus atenției aleșilor locali este cel legat de darea în administrare a imobilelor și terenurilor în care funcționează unitățile școlare cu personalitate juridică din Roman. Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 17 noiembrie 2016, la ora 13, la sediul primăriei municipiului Roman, este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Roman. Pe ordinea de zi se află un număr de 11 proiecte. Acestea vizează reducerea de la plata impozitului aferent anului 2017 pentru locuința de domiciliu și terenul aferent acestea unor persoane fizice, stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, modificarea hotărârii Consiliului Local 172/2014 privind zonarea fiscală a teritoriului municipiului Roman, aprobarea inventarului parțial al terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman, aprobarea completării hotărârii Consiliului Local 95/2016 privind darea în administrarea bunurilor imobile, construcții și terenuri aparținând domeniului public al municipiului Roman către unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Roman. Consilierii locali vor stabili concesiunea unor terenuri aparținând municipalității, dar se vor ocupa și de rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor finanțate din acesta. Și bugetul administrației piețelor bazarului și oborului va suferi o ultimă rectificare. Consilierii locali vor aproba colaborarea municipalității cu Asociația Euroinvest Alternativ pentru realizarea festivalului culinar românesc din zilele de 1 și 2 decembrie și colaborarea cu altă societate bucureșteană, Viobeticom Impex SRL, în vederea organizării evenimentelor legate de prezența la Roman a sătucului lui Moș Crăciun, care se va desfășura în perioada 17 decembrie 2016-7 ianuarie 2017. Aceeași asociație va amenaja și un patinoar artificial în piața Roman Vodă, care va funcționa în perioada 17 decembrie 2016-28 februarie 2017. Un alt proiect este cel privind aprobarea îndreptării unei erori materiale. Cel de-al șaptelea proiect se referă la aprobarea concesionării unor terenuri. Proiectul cu numărul 8 vizează rectificarea bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local și a listei obiectivelor de investiții a Direcției Administrația Piețelor Bazar Obor pentru anul 2016. Un alt proiect se referă la aprobarea unor cheltuieli din bugetul local. Penultimul proiect se referă la aprobarea acordului de colaborare dintre Asociația Culturală Euro-Est Alternativ București și Municipiul Roman pentru realizarea proiectului Festivalul Culinar Românesc, ce va fi organizat la Roman în perioada 1-2 decembrie 2016 în piața Roman Vodă, iar cel din urmă proiect se referă la aprobarea acordului de colaborare dintre o societate comercială și municipiul Roman pentru realizarea proiectelor sătucului Moș Crăciun. Este vorba de societatea comercială Viobeticom Impex SRL București. Sătucul lui Moș Crăciun va fi organizat în perioada 17 decembrie-7 ianuarie 2017. Și de asemenea, prin acest parteneriat, va fi amenajat și un patinoar în perioada 17 decembrie-28 februarie. Ședința Consiliului Local este publică, la ea putând participa orice romașcan interesat de modul de administrare al municipiului și va fi transmisă în direct de către postul de televiziune Roman 24.